Sâmbătă 12 noiembrie, în centrul orașului s-au aprins zeci de lumânări în semn de solidaritate pentru persoanele care se confruntă cu sărăcia și cu excluziunea socială. Acțiunea a făcut parte din cadrul activității Un milion de stele, desfășurată pentru a doua oară la Roman. E prima dată, da. E foarte bine. Așa cum a zis și părintele, așa cum a zis domn primar, să contribuim și noi acolo cu puținul nostru sau din multul nostru, să zicem așa, pentru un nevoiaș, pentru fiecare picătură e ca, cum se spune, ca sarea în ocean, nu? Sau cum era. Poate altădată vom avea și noi nevoie, dar nu trebuie să mergem pe ideea asta. Trebuie să ne ajutăm între noi, că suntem creștini, în primul rând, că suntem oameni, nu? Al acestei societăți. Trebuie să ne ajutăm între noi. Ați participat și anul trecut? Anul trecut nu, dar promit că la anul voi participa din nou. Vă mulțumim frumos domnului primar pentru invitația de a fi aici în centru și eu sper, așa cum spune la anul, să fie pe șosea și crucea, să meargă mult și în stânga și în dreapta, dar eu aș vrea ca lumânările să nu fie așa dese, eventual la un metru, la 10 metri, pentru că fiecare lumânare reprezintă o familie nevoiașă, o persoană nevoiașă. Și poate vom ajunge, cât mai curând, să fie doar o singură lumânare în centru, să spunem, există un singur nevoiaș în comunitate și în lume. Încă o dată se dovedește că romașcanii știu să fie solidari, știu să fie alături de cei încercați. În această seară, un milion de stele și la Roman, a doua ediție la Roman, a cincea în zona Iașului. Anul trecut au participat în România 21 de orașe. Anul ăsta se pare că numărul lor este dublu. Din nou, luminița speranței, căldura sufletească, solidaritatea concitadinilor. Veniți, iată, pentru a sprijini, dacă vreți, un dublu sens. Acel al dovedirii sprijinului pentru copiii și familiile nevoiașe. Cu banii strânși de pe urma acestei acțiuni se vor cumpăra cadouri pentru copiii nevoiași și pentru bătrânii bolnavi cu ocazia sărbătorilor de iarnă.